Secretarul american al apărării Lloyd Austin le-a cerut omologilor săi reuniți la baza aeriană Ramstein să facă eforturi mai mari în sprijinul Ucrainei. Asta se întâmplă în timp ce cresc presiunile asupra Germaniei pentru furnizarea tancurilor Leopard. This is a decisive moment for Ukraine's struggle to defend itself. The United States remains committed to leading in this coordinated effort. And this morning I was pleased to announce another major round of U.S. security assistance designed to meet Ukraine's urgent battlefield requirements. And this $2.5 billion package is one of our largest yet. It helps Ukraine meet its air defense needs. Noul ministru al apărării din Germania, Boris Pistorius, a declarat vineri că nu a fost luată încă nicio decizie cu privire la o eventuală livrare către Kiev a tancurilor. Germania și alte țări analizează atent argumentele în favoarea sau împotriva furnizării de tancuri către Ucraina. Ucrainenii expatriați în Germania au protestat la Berlin față de refuzul guvernului german de a furniza Ucrainei tancurile de luptă Leopard. Eliberați leopardii, au strigat protestatarii în fața Cancelariei Federale.